Domnule Călărescu, sunteți din Moldova, din Botoșani și sunteți absolvent al Liceului de Arte Ștefan Lucian. Mai știu că sunteți un pianist foarte bun, unii spun grozav, dar dreptul. Vă puteți opri doar la acest lucru, să cântați la pian. Care e motivul? Ce v-a îndemnat să vă îndreptați spre compoziție? Povestea e, sper eu, destul de interesantă. Ce m-a făcut să mă îndrept spre compoziție a fost o întâmplare. Dar până acolo, ansamblul Muzica Viva, atunci când a venit la Liceul de Artă Ștefan Lucian din Botoșani, cu o serie de masterclass-uri în care noi, elevii, am putut interacționa, lucra și chiar cânta într-un concert de final alături de acești muzicieni, a avut pentru noi pe atunci un impact foarte mare. Eu țin minte că eram în clasa 10-a, iar până am dat admiterea la conservator, am ținut îndeaproape legătura cu ansamblul Muzica Viva, cu doamna profesoară și cu muzicienii din București, acolo unde urma să dau admiterea la Facultatea de Interpretare, secția pian, acolo unde am și intrat și am studiat un an de zile cu domnul profesor Viniciu Moroianu. În acest an, mai exact pe la jumătatea lui, ca să explic mai pe scurt, am avut o stare în care simțeam că ce fac nu mă împlinea sau nu era de ajuns. Era prea puțin. Da, și atunci eu mai cochetasem prin liceu și cu puțin dirijat, iar țin minte că la o oră de muzică de cameră, acolo unde doamna profesoară era tot timpul în afara orelor cu diferite sfaturi și lucruri care să ne ambiționeze, mi-a spus să iau în calcul și varianta de a fi compozitor, pentru că tot în liceu jonglasem puțin și cu compoziția, scriind diferite aranjamente corale pentru diferite evenimente. Întâmplarea a făcut ca, de asemenea, domnul Moroianu să mă susțină foarte mult în direcția asta, el fiind cel care m-a prezentat profesorului meu, la care am și absolvit, domnul Dan Dediu. Inițial am compus niște piese pentru pian, i le-am arătat și am hotărât că din anul care urmează să pot să fac numai acest lucru, compoziție. Dar ce e de precizat legat de profesia mea ca și pianist este faptul că nu am neglijat deloc pianul, așa cum credeau, de exemplu, părinții mei. Țin minte că atunci când am sunat-o pe mama și i-am spus că aș vrea să fac compoziție, ea a crezut că nu o să mai cânt la pian și a fost un moment foarte trist pe atunci și cu timpul i-am explicat că eu o să continui cu pian, o să cânt la pian, compun la pian de cele mai multe ori și o să studiez pianul și în cadrul Facultății de Compoziție, acolo unde am făcut asta pentru 3 ani de zile cu Horia Maxim. Asta înseamnă că studiați și acum cu aceeași abilitate ca în primul an de studenție. Cu modestie, nu chiar cu aceeași abilitate, dar am avut, cel puțin în primii ani, student fiind la compoziție, concerte și recitaluri în care am cântat altfel de muzici. Pentru că îmi doream să fac și lucrul acesta, să mă desprind cumva de anumite tipare, să pot apela și la altfel de muzici, altfel de sonorități, care mi-au fost mult mai bine cunoscute, student fiind în cadrul Facultății de Compoziție. Și atunci am avut o serie de concerte și de recitaluri unde cântam lucrări contemporane, cântam chiar proprii lucrări și lucrările colegilor mei de la compoziție. Brahms spunea că astăzi, mă rog, ea vorba de epoca dumnealui, nu se mai compune așa de frumos ca pe vremea lui Mozart. Avea dreptate? Astăzi cum se compune? Este o întrebare foarte grea. Probabil că Brahms avea dreptatea lui, dar e totuși o părere subiectivă până la urmă. Dacă e să ne gândim acum la muzica lui Brahms, pe care chiar el a scris-o și la cât de frumoasă și pregnantă e. Presupun că era un tip foarte modest, Brahms. Muzica lui, într-adevăr, este foarte frumoasă. Referitor la zilele noastre, eu cred personal că muzica care este scrisă în zilele noastre dispune de un orizont, de o diversitate formidabilă. De la limbaje noi, moderne, de avantgardă, până la tipare deja bătătorite, la tipare
mai clasice mă refer, dar prin care, folosindu-le, duc la nașterea în continuare a unor muzici tot noi. Asta e ceea ce văd și urmăresc. Ascult foarte multă muzică nouă, dar ascult la fel de multă uneori și muzică clasică. Și atunci îmi dau seama de lucrul ăsta și privesc asta ca pe o calitate, o calitate a unui compozitor modern de a nu rămâne ancorat într-o singură zonă, stil, limbaj, ci putând să se camufleze, ca să spun așa, în funcție de vremuri până la urmă, de stări, de imaginație. Care este sursa de inspirație a unui tânăr compozitor? Viața de zi cu zi, propriile experiențe, muzica altor compozitori? Mă așteptam la întrebarea asta. Cu siguranță tot ce ați menționat până acum, dar și pe mine personal mă inspiră teatrul, poezia, literatura. Dau acum un exemplu, student fiind în anul 4, când am scris un concert pentru pian inspirat din drama personajului Raskolnikov din Crimă și pedeapsă de Dostoevski. Am scris muzici inspirate din poezie, dintr-o poezie de Mircea Ivănescu, în care îl descria pe Beethoven cântând la clavir. Am scris o lucrare pentru clarinet solo. Îmi iau surse de inspirație din orice, din cântatul la pian, din ascultatul muzicilor vechi, noi, clasice. Se întâmplă așa cum vedem în filme, aveți un pix în buzunar, scrieți pe manșeta de la cămașă? Ăsta este un artificiu pe care l-am obținut și eu de la profesorul meu de compoziție. Avem un jurnal de idei, avem jurnale nu tot timpul la noi. El cred că are tot timpul un jurnal, eu nu am tot timpul un jurnal. Dar atunci când avem o idee, n-o ratăm. Musai trebuie pusă pe hârtie. Îi dăm un sens, o scriem și din ea, cine știe, poate iese vreo piesă. Am înțeles. Doamnă profesor, aveți în calitatea dumneavoastră de pedagog în cadrul Universității Naționale de Muzică București câteva responsabilități foarte, foarte interesante pentru un muzician pedagog și cea de predare la Facultatea de Interpretare Muzicală, cea de pregătire pentru un recital, pentru concursuri, creație artistică, creație științifică. Nu am să vă întreb care sunt metodele pe care le folosiți la clasă, pentru că presupun că sunt multe. Dar am să vă întreb un lucru. Cum ar trebui să fie un mentor pentru un tânăr muzician ca acesta să fie interesat tot timpul de ceea ce are de făcut? Și evident să-l ajute să depășească anumite obstacole. E o întrebare bună, dar pentru mine trebuie să spun că mi-am propus să nu încadrez totul în modele. Cum ar trebui să fie un mentor nu este un lucru pe care mi l-am propus eu, ci cum ar trebui să fiu eu ca mentor și cum aș putea eu să fiu ca mentor, astfel încât să pot să mă adaptez tinerilor pe care doresc să-i formez și cărora doresc foarte mult să le insuflu dragostea pentru această meserie. Mi-am propus câteva lucruri de la început, de când am început să predau, și anume să încerc să nu cad în anumite clișee. Unul dintre ele și foarte important pentru mine este să nu cad în clișeul pe vremea mea, generația mea. Fiindcă fiecare generație de studenți, și să știți că e un exercițiu destul de greu pe măsură ce înaintezi în vârstă, fiecare generație de studenți este un pic diferită. Și atunci eu ca om trebuie să stau să ascult foarte mult și să văd care sunt mecanismele care îi mișcă pe tinerii, din ce în ce mai tineri pentru mine, care se miște în direcția pe care eu consider că o găsesc potrivită pentru ei. Și atunci pot să spun că eu ca mentor pot să fiu potrivită pentru anumiți tineri și nepotrivită pentru alții. Este vorba nu numai de nepotrivirea de caracter, ci este vorba și de potrivirea de scopuri. Dacă scopul meu ca profesor este să-l învăț, eu predau muzică de cameră și scopul meu este să-l învăț pe cel din fața mea cât mai multă muzică,
Pe de altă parte, eu cred că rolul meu ca profesor este să îl determin să și ia niște hotărâri importante în viața lui. Hotărârile pot fi în favoarea acestei meserii sau pot fi în favoarea unei alte meserii. Și atunci încerc să dau deoparte clișeele. Este un pic mai greu la muzică de cameră. Când predai instrument sau când predai cursuri teoretice de aulă, nu-ți pui problema asta. La instrument este predatul 1-1, însă la muzică de cameră, în momentul în care ai 3 participanți la un ansamblu și fiecare dintre ei are puțin alte scopuri sau nu sunt foarte hotărâți ce vor în viață, atunci este un pic complicat pentru mentor să acordeze personalitățile, temperamentele și scopurile. Dar presupun că e provocator și foarte interesant. Este interesant, fiindcă dinamica cursului este mai ieșită din tipare. Și de aceea, eu ca profesor mi-am propus să încerc să-i atrag cât mai mult către muzica de tipul acesta, să-i atrag să asculte nu numai muzică de tipul acesta, ci să facă conexiuni cu alte tipuri de muzică și mai ales să-i învăț ceea ce mie mi s-a oferit în familie și ulterior de către mentorii mei, să asimilez cât mai multă experiență de viață și cât mai multă experiență din alte arte. Fiindcă asta este marea problemă, datorită unei cantități enorme de informație pe care noi o primim, fie că vrem sau nu, începem să ne plictisim puțin de a explora și teritorii mai puțin cunoscute. Curiozitatea noastră începe să obosească și asta nu este bine. Pentru un muzician nu este. De aceea, orice muzician complet trebuie să aibă noțiuni destul de clare despre artă, cultură și despre alte obiecte de studiu, că se numesc matematică, fizică, atât cât se poate, nu trebuie să excelăm în toate. Corect. Pe de altă parte, în meseria mea trebuie să fiu și un exemplu viu. Și atunci, vreau, nu vreau, studiez. Așa cum Alin studiază la pian și eu studiez. Studiem în ansamblu cu colegii mei. Am marele noroc că colegii mei sunt muzicieni profesioniști care activează, inclusiv într-o orchestră prestigioasă. E vorba de Florin Mitrea, care este solocelist al Orchestrei Naționale Radio, și Adrian Florescu, care este concertmaestru al acestei orchestre. Ei sunt muzicienii cu care facem turneul Memorii Sonore, dar avem colaborări și cu Fernando Mihalache. El este un om cu totul special. Și un acordeonist foarte bun. Este singurul acordeonist școlit pe muzică clasică. El a făcut, de fapt, compoziție la conservator, ca să fie clar. S-a supra-specializat, este de asemenea cel care aduce repertorii de muzică clasică pentru acordeon și este o sursă de inspirație pentru noi, fiindcă are un talent pedagogic cu totul deosebit. Chiar uitându-mă la el, mi-am dat seama că și eu mai am multe de învățat. În cadrul ansamblului nostru, el este cel care reușește să acordeze foarte multe dezacorduri dintre noi. Adrian Florescu este un violonist remarcabil. Este al treilea violonist cu care noi colaborăm îndelungul istoriei ansamblului. Am cooptat un tânăr clarinetist care se numește Ciprian Melente, proaspăt absolvent al masterului la Conservatorul din București și care în acest moment este și membru al Orchestrei Naționale Radio. Este foarte premiat și foarte apreciat. Și dornic să cânte, presupun? Da, ca și ceilalți colegi ai mei. Am văzut că are o apetență deosebită pentru experimente. Între timp, colegii mei, Florin Mitrea și Adrian Florescu, cred că între timp au început să obosească de experimentele mele, dar nu am auzit până acum. Nu v-au reproșat. Proteste foarte mari. Dar repetițiile noastre sunt ele niște experiențe de viață în sine. Sunt convins. Ne apropiem de finalul emisiunii. O ultimă întrebare. Așadar, veți concerta... Pe 15 octombrie vom inaugura nou renovată sală de concerte a Casei de Cultură de la Câmpina. Penultimul concert pe 18 octombrie la Filarmonica din Ploiești. Și, în sfârșit, ne întoarcem la București pe 25 octombrie la Tinerimea Română. Înțeleg că e un
program destul de încărcat. Vă țin pumnii, a fost o bucurie să dialoghez cu dumneavoastră. Vă urez mult succes în tot ceea ce faceți și sper să ne mai întâlnim aici la Trinitas TV. Mulțumesc tare frumos! Plăcere.